La care dintre Știi subiecte? Ce nu înțeleg eu cu China asta? Păi China e etapa 10 a campionatului. Și ce? Unde etapa, se cetănase? Etapa 10 ce are? Păi nu, că sunt la ea, nu e cu play-off și play-out. Sunt, cred că 16, sunt 30 de etape toate. Și le-am văzut, m-am uitat la niște meciuri, se joacă tot așa ca înainte cu coronavirus, se joacă pe anumite stadioane, toată lumea e strâns într-un loc, adică nu se înainte facă... Erau două grupe când a câștigat da, Olăroiul. Adică unde mai sunt cetănase acum? Ce se poate în China acum? Cum? Păi bun, hai să înțelegem, până își ia viza, până stă o lună în carantină, ca așa e la chinezi, până începe să se antreneze, stă în campion. Nu, dar stai, Tănase, crezi că vrea să plece în China? Că eu am văzut, am luat 3 milioane, trebuie să plece, adică nu am eu treabă dacă vrea să plece în China sau nu vrea să plece. E treaba adică lui. Nu vrea. Păi și eu n-aș pleca în China, de exemplu. Dar spun de ce. Olăroiul a avut mari probleme. Da, cu banii. N-a luat bani, a da, tu ai 30.000 aici, da? 400.000 ai luat sigur, fără nicio problemă da, în România, da? Da? Olăroiul n-a luat banii, Ronaldo Diaconu, bineînțeles, Liga a doua, dar iar are mari probleme, te duce acolo ca să ce? Ca să ia FCSB-ul 3 milioane. Să mai, care, dacă ia 3 milioane, stai un pic. Păi așa a spus că 3 milioane, 90%, dar dacă ia, 3, nu mă, dacă 3 milioane. Dacă ia, că îi plătesc ăia, nu te păcălească și dacă îl păcălește pe Ronaldo Diaconu, nu poate îl păcăli și pe FCSB, nu? Păi nu e același lucru. Poate să-l păcălească la FIFA, pe, sau pe Ronaldo Diaconu. Te duci la FIFA sau cum? Nu, pe Ronaldo de acolo nu poate să-l păcălească. Pe Gigi nu, că dacă nu vede bani în cont, nu-i dă drumul, probabil, jucătorului. Nu știu, îmi imaginez, zic și eu acum, habar n-am, că te uiți așa și vezi, băi, cine joacă? Oscar. Oscar, dacă a rămas la echipa asta și a început sezonul, zici că e un club care, în mod normal, ar trebui l-am să l-am văzut pe Marouane Fellaini, mai sunt jucători. Da, că... acolo au fost niște lucruri și tu știi bine. Bă, unii au știut când se întâmplă lucrurile astea, adică cu străinii, salariile astea, și au prelungit contractele cu Furnan de zile înainte și ei au salariile alea mari încă, nu au salariile astea de 3 milioane. Că am înțeles, maxim 3 milioane, chinezul maxim 1 milion, 1 milion 200, mi se pare, nu? Nu are e... problemele astea. Adică nu, n-are problemele astea, dar asta spun. Iar Oscar și cu ăștia au tot grasele alea de salarii dinainte, de zeci de milioane. Dar s-a întâmplat ceva cu Guangzhou, aia care erau cei mai buni, sunt ultimii. Nu, spun ca idee. Nu, nu stai un pic, nu, depinde, nu știu. Nu amândouă, amândouă sunt ultimii. Da? Nu se mai cheamă Evergrande. RF, da, Evergrande unde era... A dispărut sponsorul, nu se mai cheamă așa. Probabil că și de asta și RF unde a fost Pixi Stoicovici, nu la un moment dat. Da, da, da. Și cu Cannavaro la... Să știi că nivelul nu e rău. Tu crezi că nu o să plece, că o să refuze China? Cred că pleacă. Nu, adică tu l-ai... Dacă ai fi, hai să presupunem că ai fi un apropiat, un manager, un ceva. Văd că sunt mari probleme acolo, habar n-am. Dacă tu ești sigur că ții banii din China, du-te în China, că probabil că o-i lua vreo milion dacă ai aici 400.000. Nu știu, mă, dar păi, eu n-am înțeles totuși declarația. El cred că știa că pleacă. Declarația aia de asupra meciului cu Cluj nu poți să o faci, indiferent ce se întâmplă. Aici trebuie să subscriu. Tu poți să el știa că are o ofertă pleacă, și să forțeze puțin plecarea sau ce? Ceva se întâmplă. Da, el nu. Nu, eu am mai făcut declarații, dar asta e chiar foarte dură. Nu. El tot timpul a vorbit. Dar nu chiar așa dură. El a vorbit ca un director sportiv. Da, bă, dar și sunt câțiva jucători care vorbesc ca director sportiv, nu ca fotbalist. Asta e prea dură. Ai știut de când ai venit la echipă, ai știut ce se întâmplă la echipa asta, sunt o grămadă de lucruri, nu cred că ai ce să faci bani, pe directorul sportiv. Ții o grămadă de bani să faci. Da. Dar de ce crezi că face pe directorul sportiv? Sau de ce există jucători care fac pe directorul sportiv? Se cred mai importanți. Eu știu. Sunt mai importanți sau doar se cred? Au și fost probabil la un moment dat căutați și sunați și au impresia că, stai mă puțin, când a trebuit să schimbăm antrenorul sau ce a trebuit să facem, am fost bun, mi-ai cerut părerea sau eu știu. Sau eu când ți-am spus că vestiarul vezi că e contra antrenorului, hai să schimbăm dacă vrei să facem treabă, că nu facem așa. Probabil că atunci ați convenea, nu? Și ușor, ușor a înțeles omul că are și el un cuvânt de spus, nu? Pentru că se întâmplă ceva, apropo de Tănase, la începutul sezonului, povestea Meme Stoica sezonul ăsta, nu, când l-au adus înapoi pe Toni Petre, după ce a plecat Edi Iordănescu, da? Și povestea Meme Stoica că în vestiar s-a făcut un sondaj și că au fost întrebați jucătorii ce antrenor, da, așa că avem variante Edi, Petre, Dică, Petre și de departe Petre a și jucătorii, toți jucătorii spunea Meme că ar fi spus, toți jucătorii ar fi spus Petre. Pe de altă parte, Dică zice că din ce a aflat el au fost consultați vreo 2-3 jucători, nu tot vestiarul.
Că nu s-a făcut, da, domne, nu-i parlament, da? Fiecare să aibă drept de vot. Mi se pare mai normal să fie așa. Păi și mie la fel. Adică ce, vă hotărăște Musi? Da, da. Cine și joacă Șerban, sau Șerban? Și, da. Hai să fie, ce, la Barcelona? Sunt ăia grei, sau erau, că acum am spălut toți, numai erau 5-6 ăia grei. Când întreb pe Nico și Piqué, pe... Piqué, Busquets și... Jordi Alba și mai cine erau și gata. Deci, vorbim cu toți, cu Tănase a făcut parte din... trupa aia, da, care l-a vrut... De 2-3, care l-a vrut pe Toni Petre înapoi. Da. A spus meme că a fost quasi unanimitate sau unanimitate. Da, dar el n-are treabă din ce spune cu antrenorul. El are treabă cu... Are și aia, că dacă facem două... Dacă el ce spune pe hol acolo, când începe să urle și spune că noi loc să... Noi loc să... facem schimbările. Noi loc să facem ce trebuie la pauză, facem schimbări. Aia are treabă cu Toni Petre? Nu are treabă cu Toni Petre, are ce, treabă are cu Gigi Becali. Are treabă cu Gigi, păi și cu, implicit cu Toni Petre. Nu, că el știe că Toni Petre nu poate să facă nimic. Atunci dacă te iei de Toni Petre, ai tu o problemă, bănuiesc. E problema ta, tu ești acolo, știi tot ce se întâmplă și te iei de Toni Petre. Adică întotdeauna ne luăm de ăla care nu contează în loc să ne luăm de cine trebuie, pentru că ăla care trebuie ne dă banii și de ăla nu ne putem lua. Sau dai în amândoi, de fapt. Că tu dai cu Ricoșeu, dai în Gigi, dar dai în Ricoșeu. Dai în Gigi, nu, tu zici, de fapt, facem schimbările astea, lăsați-l pe antrenor să facă, că de-aia avem antrenor. El știe ce trebuie să facă, da? El se uită la meci, știe pe cine trebuie schimba. Se mai consultă și cu mine la pauză să vedem ce trebuie făcut. Nu mă așteptam halul ăsta. Da, chiar nu, a fost o surpriză plăcută. Nu mă așteptam să fie halul ăsta. Da, eu nu văd halul. Ba, da, eu nu văd halul. S-a părut foarte bună o Cluj? Da. Nu. Ba da. Nu, ba da. Se va întâmpla nu. O Cluj a făcut ce n-a făcut nimeni până acum, sau de mult încoace n-a mai, nu știu, ce se va întâmpla cu o Cluj, se poate întâmpla orice. Dar la meciul ăsta a făcut exact ce trebuie. Și poate e o repetiție așa de ce a fost la Galați. Dar eu n-am văzut meciul de la Galați, nu știu ce. Acolo au intrat mai dur, dar de acum încolo o să vadă toată lumea că asta trebuie să faci cu FCSB. În primul rând, nu trebuie să-i lasă să intre în posesia mingii. Nu trebuie să-i lasă să joace, trebuie să faci pressing, trebuie să și poți. Cei de la Ucluj au putut. Cum au putut? Habar n-am. În prima etapă, ăsta pare meci de etapa a 15-a, a 20-a, nu de prima etapă. Da. Adică prea vii în mare formă așa din prima etapă. Mă-ntorc la Tănase, ce face FCSB-ul fără omul ăsta? Pentru că noi am pregătit niște cifre ale lui. Mai pierde un campionat, nu e o problemă. Să ne înțelegem. Îl pierde din state, are la început. pentru că se vorbește inclusiv în Germania, acum este o discuție foarte aprinsă, legată de ce o să se întâmple la Bayern după ce a plecat Lewandowski. Și este pe undeva corectă discuția, pentru că îți pleacă 40 și ceva de goluri dintr-un sezon. Da? Vin 30 de goluri. Asta e. Problema este că uitați-vă aici cum se împart. Am pus special și play-off-ul. Ăsta este un om care marchează și în sezonul regulat, dar marchează și când contează. Adică nu marchează, nu știu, cum a făcut Hefte, dacă vrei, sezonul trecut, când dădea goluri cu Clinceni, 3 goluri și, da? Dă 9 goluri în 10 partide. Are 24 de meciuri, 11 goluri, 5 pase decisive în sezonul regulat. Trebuie să pui și penaltiurile ca să ne dăm seama ce înseamnă. E că corect e un procent ce... destul de mare din goluri, penaltiurile, nu? Da, dar asta cu Clujul l-a obținut el, spre exemplu, și nu e primul. Da, dar... destul de multe întâlnire chiar el le obține. Dai din penalti, e total diferit. La Bayern o se întâmple, ca să facem trecere așa, o să dea unul 30 de goluri, vorbesc de toate competițiile, probabil, sau 25 Sadio Mane, și o să mai dea și ceilalți care au dat 6-7, o să dea 10, o să se ducă pe toată echipa, probabil, asta, golurile. Ce se întâmplă la FCSB dacă pleacă omul ăsta? Pentru că nu pare în momentul de față a exista nici măcar un fotbalist în afara lui de la care să te aștepți să dea mai mult de, nu știu, cât ai dat? 10 goluri într-un sezon? Vă așteptați la cineva de la FCSB? Florian Popescu, probabil. Că deja a dat. Da. Nu? Vă așteptați la... Câte a dat anul trecut? Cred că 10. 10? Nu mă știu. 9-10. Nu. E de înlocuit, Tănase? E în momentul de față jucător de gonit de la echipă? De gonit la 1 milion, nu cred că te gonește nimeni la 1 milion pe an salariu. Și tu să iei 3 milioane pe jucător de 27 de ani? Te-ai amortizat banii, cât a dat pe el? 1,5 milion, parcă. Cu ce lăfuri ai mai dat atâta vreme, ți-ai cam scos banii. Da. Grosso modo. Nu mai pot să speri la mai mult. Nu, dar pe tine nu te interesează dacă scap de Tănase sau dacă scap de Popescu sau dacă scap de Olaru sau dacă scap de toți trei. Pe tine te interesează să recuperezi în primul rând cei 5 milioane pe care i-ai băgat, da? De care tot zici,
În momentul ăsta am băgat din buzunar 5 milioane. Ai luat 3 ți-au venit înapoi. 3 ți-au venit înapoi. Mai dai unul, pac, ai rezolvat problema. Și ai trecut deja pe plus. Ai obținut Conference League-ul, mai îți vin 3-4... Nu văd să-l obții. Păi de ce? Cum joci, doar că se schimbe. Stai puțin, eu zic că are mare emoții mâine cu Sabutalul. După un joc, gata, nu mai... Pandi, e vorba de manieră, nu știu, stai să faci o preluare, dacă să dai te uiți o pasă. Dacă te uiți la CFR, de ce am spune că poate să câștige campionatul? Băi, parcă joacă mai închegat. FCSB n-a avut nimic, n-a avut apărare, n-a fost în stare să construiască, e ceva îngrozitor. Mă întreb, voi mai vedeți, o vedeți pe FCSB în lupta pentru titlu fără Tănase? Luptându-se la titlu, vorbesc de titlu. Să da, te bați? Dar stai puțin că de 6 ani cu Tănase nu câștigă niciun titlu. Da, te-ai bătut la titlu. Adică te-ai bătut, într-o 3 ani te-ai bătut, te-ai bătut, că nu câștige una. Exact, e anul ăla în care nu te-ai bătut. Ce-i mare lucru? Dar vezi că trebuie neapărat primele 3 locuri. Dar mie mi se pare că nici nu faci nimic ca să te bați la titlu. Adică e altă politică, da, pe care au tot spus-o aici. Am jucat și cu tineri, mai bine cu tineri decât să pierdem bani, aha, decât să... Adică nu e niciun fel de problemă. Nu e niciun fel de problemă, după părerea mea, dacă pierd campionatul. Un alt... Dacă nu-l câștigă. Poftim? Dacă nu-l câștigă. Da, mie mi se pare că Tănase în momentul de față nu este un jucător care să fie... El are, cum spui tu, gură mare de director sportiv, dar mi se pare jucător de care să vrei să scapi. Sau de care să spui în momentul de față, dumne, ce puțin până la sfârșitul parcurs, măcar parcursul ăsta european, nu știu cât o fi el. Să spui, băi, hai că să scăpăm mai repede de el, că ne luăm banii ăștia și după aia ce-o fi, o fi. Păi da, dar nu mai poți, că dacă mai stai parcursul ăsta, în China etapa 25-a și mai au 5 etape. Te mai ia China după aia? Deci așa, și așa mă miră în coate. Păi asta spun. Și așa mă miră. Shanghai Port asta, dacă aia o fi echipa, da, undeva locul 9. Ivan Leco sau cine era, da, văzut. Da. Nu știu, în coate, s-au jucat 9 sau 10 etape. 7 sau 9, nu, 16 puncte. Nu, 9 sigur, 9 sigur. E Wuhan al lui Stanciu prima, Wuhan. 16 puncte sau câte? Parcă văzusem și eu ceva. Nu știu, s-au jucat 9 sau 10, cred că 9 etape. Nu știu. O ofertă mai mare decât pentru Denis Mann neacceptată? Da. Păi Tănase avea 5 milioane până cu un an, doi și n-a dat nimeni 5 milioane. Adică voi credeți că dacă dă cineva, vine cineva cu 13 firule, cât a fost Mann? 12? Păi nu știu, că n-am văzut contractul. Ok. Până nu vedem contractul, nu credem. Pandi, crezi că a refuzat FCSB 13 milioane de euro pentru Octavian Popescu? Și se refuză așa ceva în fotbal românesc? După ce au luat pe Man atâția bani, habar n-am, nu mai mă bag în discuția asta, că mă trezesc că mâine dă cineva 15 milioane. Pentru că mă uitam la 50 de milioane, nu sunt puține cluburi în lumea asta care să dea 50 de milioane, adică te duci la Real sunt Madrid, puține, la Barcelona, adică sunt puține. Da. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain și alea prin Anglia, înțelegi, care își permit să dea 50 de milioane. În Anglia nu cred că ajunge niciodată. Dar noi despre ce vorbim? Noi despre ce vorbim în cluburile astea? Niciun jucător nostru nu are nicio treabă cu cluburile astea, nu-l primește pe poartă. Păi nu, vorbesc de bani ăștia pe care vorbești de bani. Niciun jucător român, da, se prezintă la Val de Deva sau acolo și bună ziua, aveți 5 milioane, nu-ți dă voie să intri. Dar dacă cu 15 milioane nu-l dai, înseamnă că ceri mult mai mult, că ai avut 15 milioane, nu? Păi asta spune că a avut mai mult decât cine pe poate să dea banii ăștia 40-50 de milioane și atunci te duci la anumite cluburi care ai văzut că dau de-a lungul timpului banii ăștia. Vi se pare înțelept să refuzi 13 milioane, Bogdane, tu? Mie mi se pare nebunesc să tot anunți la televizor chestiile astea. Să-i bagi copilului în cap, chiar că a fost. Nu trebuie să știe dacă a fost, bă. Cum a fost sigurare și el, și el nu știa că, dacă e adevărată povestea, că râdeau de el săpunarul și nu știu cine în mașină, că ei știau și el nu știa. Nu trebuie să știe Octavian Popescu, mă, că a fost ofertă 15 milioane pentru el. Nu are voie să știe chestia asta. El să-și vadă de fotbalul lui cât poate el să-l joace, puțin cât îl poate juca în acest moment, poate că va putea să joace mai mult, și să-și vadă de treabă să progreseze. A putut mai mult decât joacă în momentul ăsta. Ok, în momentul nu poate nimic. De ce? Nu știu, nu mă interesează foarte tare, nu, așa mi se pare că nu poate nimic. Ok. El nu trebuie să afle. Dă să faci ce lui prin cap. Și cum? Dar nu, e bine să afle. De ce? Că te duci și băi, fă-mi și mie salariul mai mare. La Lutănase, ca la Lutănase. Păi da, fă-mi și mie salariul la grasa Lutănase. Păi de ce? Păi dacă 15 milioane refuzi, ce fac aici? Am 3 milioane, 3.000, 4.000, cât am? 5.000? Nu știu. Păi cât? 5.000 nu cred că are mai mult de 5.000. Zici că are vreo 10 și. O avea vreo 10 și. Așa am auzit, că i s-a apărit, nu știu, abana. Da. Adică eu cred că n-ar fi trebuit să afle. Poveștile astea, domnul Victor Becali spune niște chestiuni pe care știam că impresarii nu le spun. Eu nu auzi, știam că astea se țin acoperite sau doar dacă vrei să ridici cota.
Doar domnule, a avut 7 oferte de 60, unul i-a dat 100 de milioane și n-am vrut să-l dăm. Bine, ce mă... Impresarul își face treaba lui, nu trebuie noi să... Ce mă îngrijorează pe mine și ce mi se pare mie că e dramatic pentru tinerii ăștia și evident lucrul ăsta, este că au picat cu brio toate testele europene, atât Octavian Popescu cât și Rare Șilie. Că Rare Șilie n-a existat la un campionat european sub 19 ani, nu a existat. Timp ce Octavian Popescu l-ai băgat la niște meciuri ale echipei naționale și avea impresia că nu-i pe teren. Eu nu vreau să fiu rău sau tendențios, de parte de mine, dar Dumnezeu să mă înșel. Eu nu-l văd pe Rare Șilie jucând vreodată la Nice. Sau nu știu la vreodată, poate zic vorbe mari. În viitor apropiat. Nu cred că are cum. I-am văzut pe băieții aia de acolo. Niște unii, niște cai de ăștia mari, de mănâncă oameni. Rapizi, puternici. Treaba e că nu interesează pe nimeni dacă joacă sau nu joacă. Ah, ok. Nici pe el? Păi el n-are ce să facă. Ce să facă? Clubul ia... Când au discutat, ce au spus cei de la Rapid? Păi ce treabă avem noi să-i spunem lui, cu cine discutăm? Noi am bătut palma cu Nis, trebuie după să te duci acolo. Mea, nu a fost așa. Așa am discuție? Să nu știu cum a făcut acolo. Eu spun ce spun ei. Nici nu am discutat cu el, nu e treaba lui. Mi se pare incredibil asta. Tu, ca tânăr jucător, să nu fii preocupat deloc unde te duci. Cum a plecat Tudor Băluță la Brighton. Deci nu înțeleg ce a vrut să caute acolo. Dovadă că s-a și nenorocit. La cât a ajuns? 23 de ani cât are? 24 cât are? Și abia acum e de la început, la 24 de ani. Bă, nu știu, adică ar trebui, mai ales că am zis că și are și Lie și Tudor Băluță, băieții luminați care au luat, nu știu cât, 10 la bag, 9, 10. Faptul că, din ce am înțeles, tatălui a intermediat într-un fel povestea, mă face să cred că nu, într-un fel te duci un impresar. A. Și într-un fel te duce taică tu. Silviu, într-un fel mă imaginez și eu că se poate, mă uitam și eu la documentarul cu Neymar. Pragmatic, bă. No, mă gândi, 500 de milioane, 5 ani, 2 milioane jumate, bună ziua, la revedere. Restul sunt povești. Indiferent că joc la Rozan, crezi că un tată așa gândește? 2 milioane jumate pentru copilul tău. Da, stai un pic. Eu cred că este interesat un tată de fotbalist tânăr cu perspective, cred că este interesat dincolo de partea financiară și de ce face copilului sport din punct de vedere sportiv. Aici nu. Nu crezi? Nu. Păi n-ai ce să cauți în Franța. Eu am spus, român, nu ai ce să cauți în Franța. Da, dar nu știi ce... N-am spus, indiferent cât alergi, alergă ea mai mult ca tine. Deci n-ai cum. Exact. Nu poți să faci față acolo. Este un campionat atât de greu, cu atât de puternici oameni. Bine, uitați-vă la Messi ce a făcut în primul sezon. Câte gori pe poziția lui Rare Șilie. Hai să spun ceva, ai văzut meciul cu Paris Saint-Germain cu diferite echipe de-astea care chinuiau? Ce alergau ăia de nebuneau cu ăștia. Super vedete care... Dar te nebuneau, acum puteau să alergi.